Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician, vă mulțumesc că ne urmăriți. Generalul Florian Coldea, cel mai influent și cel mai longeviv șef operativ de serviciu de informații din România, și-a pierdut săptămâna aceasta funcția după dezvăluirile fugarului Sebastian Ghiță. Apropo, au trecut aproape 30 de zile de când Sebastian Ghiță a fugit, este plecat, nimeni nu știe unde, iar instituțiile statului român nu reușesc să-l găsească. Și asta este o întrebare și o temă de discuție. Cine ar fi mai potrivit de a discuta despre această telenovelă, practic, da? Telenovelă din interiorul instituțiilor statului, o telenovelă și cu aspecte de înfăptuirea justiției, să o numesc așa, decât fostul președinte al României, Traian Băsescu. Bună seara, domnule Băsescu! Bună seara! Mulțumesc pentru prezență! Bine v-am regăsit și un an nou bun, că este anul prima acesta n-am fost la B1. Așadar, mulțumesc încă o dată pentru invitație și jurnalistul și scriitor Ion Cristoiu se alătură discuției. Mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență. Văd că însemnați, aveți notițele pregătite. Domnule Cristoiu, cu ce ar trebui să începem ca să facem puțină lumină în povestea asta, care în ultimele zile după suspendarea domnului Coldea și la începutul săptămânii, pentru că am fost împreună la prima parte a dezvăluirilor cu Sebastian Ghiță, da, momentul în care s-au prezentat imaginile de la Cheia, din cabană, a fost prima dezvăluire, după care a urmat celelalte cu vacanțele, cu deplasările în Seychelles, în Toscana și sarabanda asta. Cu ce ar trebui să începem ca să facem puțină lumină în telenovela asta? După asta stăm de vorbă, că vreau să-l interoghez pe domnul președinte. Nu. Către domnul Băsescu trebuie să meargă întrebările în această seară. De 26 de ani asistă la o paranoia de tipic românească. Adică, e un om, Florian Coldea, da? Până... Dar ce om? Nu știu, până dimineață, un om, da? La un moment dat, când se simte că sângerează sau chiar că a căzut, omul ăla devine un monstru. Adică, eu nu știu, domnul... Înseamnă că a avut mulți dușmani, domnul a făcut rău la oameni. Da. Domnul președinte, bănuiesc că îl cunoaște mult mai bine decât mine, că eu nu cred, deci atunci, în loc să discuți, hai să vedem pentru ce îl acuzăm, da? Nu știu. Începe. Nu numai că a fost cu Ghiță în insule, dar este și, a vârât oameni la închisoare, a omorât, a instituit teroarea, îl bate nevasta, adică, nu știu, această chestie, și ea provine de la un simplu lucru, și ce la președinte se întâmplă. Vine de la faptul că în loc să fim normali și în timpul vieții și activității lui Coldea, să fi scris astea. Domnule, aveam un document, scriu, da? Cine să scrie, domnul Cristoiu? Nu știam lucrurile acestea. Păi și în plus, toată lumea făcea pe ea de frică. Ce să haide să ne ascundem după degete. Lucrați în presă de atâta timp, eu de mai mult puțin. M-am zis așa că ok. Vreme, nu a fost, cum să spun eu, generalul Florian Coldea era așa, ca un duh, da? Din lampa lui Aladin, care avea o imagine de om influent, nu, domnule președinte Băsescu, un om care face, a care drege. A fost în mod real. A fost în mod real, deci n-am avut doar o percepție. Nu. A fost influent la nivelul lui de cunoaștere. Foarte influent. Atât timp cât l-ați avut oarecum în subordine, să zic așa. Mănăstire, uite, eu aș fi început cu altceva. Vă rog. Dacă azi eram la Cotroceni, nu azi, alaltă ieri, acum o săptămână, făceam din găsirea lui Ghiță cel mai important obiectiv al structurilor de securitate ale României. Pentru că acum nu poate să spună nimeni, este treaba poliției. Nu. S-a lovit în SRI direct. Aș fi mobilizat toate structurile de securitate să mi-l găsească. La fel cum a fost la Omar Haisam. N-am avut liniște până nu l-am văzut înapoi. Este al doilea grav incident de securitate națională și în lumina ultimilor informații, exact după fuga lui Omar Haisam. Deci, n-aș fi avut liniște. Pentru că ori are ceva de spus, ori a fost doar o lovitură dată unei persoane. Domnule Băsescu, cu domnule președinte... lucruri mai mult sau mai puțin reale? Deci eu adaug la ce spuneți dumneavoastră și o spun cu toată fermitatea că este un caz de siguranță națională deoarece avem de-a face și cu un defector. Păi nu. Pentru că marea problemă aici, domnule... Aici e fondul problemei, domnule. Deci fondul problemei este următorul.
ca să vedeți că noi continuăm să fim schizofrenici. Deci, în loc să, noi, ghițe, 99% din lucrurile făcute au avut misiune, da? Și atunci, în dezvăluirile lui, dar și în interpretarea presii, se rezultă așa, că era unul ghiță care îi bea pe Codruța Chiovici și a hotărât el. Ori, dacă noi nu spunem, dacă noi nu spunem că el era de-al lor, dar în momentul în care spunem că el... Dar avem dovezi să spunem lucrul ăsta? Nu, dacă în momentul... Păi, nu, eu spun că asta nu se discută. Haideți să discutăm. Deci, nu. Dacă noi nu spunem că e de, dacă noi spunem că e de-al lor, SRI-ul se poate sinucide în direct. Pentru că ajung la unde sunt bani. Și atunci se evită, asta. Se încearcă o... Toate relele sistemului sunt aruncate pe vină, pe unul și pe una, da? Îi înlocuim și sistemul trăiește. Asta este șmecherie. Cum spuneți, omul este dacă el a fost al SRI, este defector. Eu, din câte știu, la SRI, din momentul în care a șters-o, s-a constituit imediat un grup operativ care a zis, aoleu, ce facem, câte știe ăsta, pentru că ăsta nu știe numai cu ghiță. Nu e așa, domnul? Cu Coldea, pardon. Cu Coldea. Ghiță nu știe doar. E de presupus că știe și alte. Pentru că a avut o relație prea strânsă ca să fie un oarecare. Corect. Bun, domnule Băsescu. Nu o să vină niciodată SRI-ul să ne spună da, a fost acoperitul meu, a fost agentul meu de influență, nu o să vină că n-are voie. Dar nu avea obligativitatea să vă informeze, domnule Băsescu? Nu. Nu, păi aduceți-vă aminte că am încercat să aflu istoria lui Ponta și am primit refuz de la SIE. Păi asta este un fapt foarte grav. Deci serviciile, luând cazul Ghiță, serviciile pot inventa asemenea personaje fără ca șeful statului să știe, da. Fără niciun fel de control, da. Sute de milioane de euro pompate în firmele lui Sebastian Ghiță, afaceri peste afaceri, implicări în tot felul de operațiuni mai mult sau mai puțin speciale. Și nimeni în statul ăsta să nu poată controla și să cenzureze asemenea lucruri. Avem lege, domnul, și să vedeți, eu când îi văd pe politicienii de la PSD cum se vaită, vai ce ne fac serviciile de securitate. Sunt de o demagogie incredibilă. Asta că spuneți de control. Uitați-vă cum era legea în 92. Legea 14. Legea Serviciului Român de Informații. Scuzați-mă, e plictisitor, dar trebuie să vă citesc. Articolul 42. Clădirile, mijloacele de transport, aparatura tehnică și celelalte mijloace materiale necesare funcționării SRI se asigură de guvern. În continuare, fondurile bănești necesare desfășurării activității Serviciului Român de Informații sunt prevăzute în cadrul bugetului de stat aprobat de Parlament. Punct. Astea-s veniturile. Fondurile bănești. Și PSD-ul, care scheaună peste tot, dă ordonanța de urgență 72, în care modifică articolul 42, din 2002, semnată de domnul Adrian Năstase. Asta e descoperirea senzațională. Semnată de domnul Adrian Năstase. Ce conține ordonanța? Conține la 42 dreptul de a avea firme, domnul, și de a avea venituri extrabugetare, și de a face prestații, și toate cele. La fel cum... În timpul lui Ponta, SRI-ul a avut cele mai mari bugete cu putință. Frumos. Și când îi auzi pe la colțuri scheaună, deci în 2002, domnul Adrian Năstase, nu prin lege, prin ordonanță de urgență, l-ar dea la tălpici. Ce l-ar să dea SRI-ului posibilitatea să facă bani din firme, din afaceri, să aibă venituri extrabugetare. Bun. Cu toate informațiile și, puse cap la cap, domnul Băsescu. Avem articolul 43, care spune, sub controlul Parlamentului, în raport de nevoile proprii și cu respectarea strictă a prevederilor legale în cadrul Serviciului Român de Informații, pot funcționa. O regie autonomă este... Rasirom se numește. Da. Societăți comerciale de producție, cele în care își fac propriile... Deci fără profit, atenție! Am înțeles. Cele în care își fac propriile echipamente de ascultare, ca au și cercetarii. Atât aveau voie. Pe când domnul Adrian Năstase, deci controlat de Parlament, până și unitățile astea,
de tehnică și de cercetare care nu au dreptul să aibă venituri, deci lucrează bugetar conform articolului 42. Știți care e coincidența? Tot în 2002 sau începând cu 2002-2003, da? A început să se dezvolte și Ghiță pe asemenea contracte speciale. Iar în 2002, domnul Năstase, prin ordonanță de urgență, ia uitați, e o pagină, un singur articol, a modificat articolul 42 de le-a dat dreptul să facă... Să-mi dați mie este relaxă. Deci este un lucru foarte simplu. Avem. Deci eu m-am plictisit de scheunatul demagogic, da? Deci avem o chestiune foarte simplă. Potrivit legii din 92, legii aprobate de Parlament, serviciile nu aveau... Trăiau strict din buget. Din buget. Deci nu era posibil... Nu, SIA a avut de la început că ei își ascundă... Nu avea. Da. Bun. Acum, în urma analizelor, tot acest scandal arată că marea problemă e faptul că ei, având aceste firme, pot să facă paralele și cu paralele pot fi... Bun, și în aceste momente, domnul Drag, bine, Ghiță avem, este un asemenea caz. Avem o majoritate, se numește PSD-ALDE, da? Nu se poate face repede o ordonanță de urgență care să le scoată? Nu știu, putem întreba lucrul ăsta. De ce să întreb? Păi stați un pic, majoritatea lor... Nu putem să impunem decizii politice la televizor. Nu știu, nu cred. Pe de o parte, plâng că îi ascultă, păi îi ascultă cu banii dați de voi, mă. Nu am zis că dacă vrei să pui capăt, e simplu, nu mă duc la televizor și bocesc. Îi controlez? Bun. Venit. Ordonanță de urgență, uite, te spun. Ordonanță de urgență ca și nenea ăsta, e foarte interesantă, că a fost un singur articol. Dar ar fi interesant de deci ne-a dat o ordonanță de urgență care vizează, da? Bun, să cerem public domnului Dragnea să ia în discuție chestiunea asta, da? Modul în care serviciile își finanțează activitatea domnul, din surse. Că domnul Mănăstirei mai... Dumneavoastră chiar credeți că Dragnea va da o ordonanță de urgență? Nu știu. Domnul. Ce vă pot spune de... Că nu va da o inițiativă parlamentară, domnule Băsescu. Ieri birourile au repartizat parlamentarii în cele două comisii, SRI și SIE. PMP-ul e singurul partid în istoria Parlamentului care n-are niciun loc nici în Comisia SRI, nici în Comisia SIE. Le-a fi fost frică să nu intrați dumneavoastră în Comisia de Control. Ori eu sătul, numai acolo nu m-aș mai duce, sincer să fiu. Bun, revenind la subiectul nostru. Deci majoritatea noastră cine are? PSD-ul, cât au? PSD-ul, da, au făcut, uitați-vă la tabel, au făcut o mizerie cât casa. Au pus PSD plus ALDE ca să le dea coeficient mare. Da. Dacă vă uitați. Cine e președintele Comisiei SRI? Deci domnul Mănăstire, altă. Tot Georgian Pop? Dați-mi voie să vorbesc la televizor, da? Vă rog. Deci, am încă o chestiune. Comisia SRI este dominată zdrobitor de PSD plus ALDE. Ce mai vor? M-a fost și până acum. Nu, acum, ce mai vor? Decât să mă duce Dragnea la televizor și zice că pe el îl ascultă se teme. Nu, dar cum a fost și până acum, da, domnul, mă rog, hai să spunem că erau tehnocrate și nu-i lăsau. Nu, de la... Ce să nu-i lase? De la USL domină toate comisiile. Bun, deci hai să nu fim. Deci PSD controlează comisia, PSD ar putea modifica legea asta. Revenind la subiectul... Prin ordonanță de urgență. Sebastian Ghiță, poate fi el un asemenea personaj... Adică să fie exact pe modificarea asta lui Năstase, adică om care să dețină companii, care să facă diverse lucruri pentru serii sub acoperire. Eu sunt furios pe Ghiță, pentru că și-a permis să mă înregistreze stând cu mine la masă. Deci confirmați lucrul ăsta că v-a înregistrat. Da, e editată... Vreți să o dăm ca să discutăm? Nu, că mi-e și dar ce e adevărat din povestea aia? A trucat deci, lucruri? Le-a legat, le-a lipit puțin și a dat schimbări de sens consistente. Dar nu vreau să discut pentru că o să merg la parchet, probabil. Parchetul a declanșat o anchetă. Însă faptul că stă la masă cu mine și mă înregistrează. El personal v-a înregistrat. Eu sunt 99% că da. Și ce urmăre a venit? V-a provocat Sebastian Ghiță? Care a fost sensul discuției? Mai eram cu un ziarist, stăteam de vorbă și probabil și-a folosit telefonul pe năravurile pe care le are. Asta e viața. Să înregistreze oamenii. V-a provocat sau a fost o discuție liberă? A fost o discuție liberă. Eu am discutat mai multe și de nedreptatea cu frate meu și de Ioana cu provocatorii
și de nepot cu provocatori trimiși de DNA. Deci de bună seamă nu i-ați dat voie să vă înregistreze. Nu, categoric nu. Au fost unii care au speculat, domnule, că e o mizerie. Da. Deci cei care spun așa ceva gândesc la cât de mizerabili sunt ei, cred că toți suntem la fel. Bun. Deci acest domn Ghiță, spuneți, avem toate datele, avem câteva date până acum, nu toate datele, să spunem, să afirmăm că a fost folosit, recunoaște el, a fost folosit în diferite operațiuni speciale. Cum a fost și asta? Omul era obișnuit să înregistreze, să coloporteze, să taie, să participe la operațiuni speciale. Da, cum e povestea cu Soino Ovidiu Vântu, pe care el a recunoscut-o, diverse întâlniri, era un fel de porumbel voiajor. Să întreb, domnul președinte, să le enervezi? Nu mă enervez. Credeți, bănuiți sau suspectați că și în afacerea filajului la Paris a fost implicat el? El a fost primul care a publicat pozele. Unde? În România, postul de televiziune. Domnule Băsescu, vă fac și o dezvăluire. Vă rog. Redacția România TV a primit prima acele fotografii, dar nu le-a dat, a așteptat să dea postul altcineva de televiziune concurent, după care au preluat ei. Aha. S-au gândit să nu fie tocmai pe față. Da. Deci, pot să bănuiesc. Ca la rechizitorii, că știți că rechizitorii. Și eu pot să bănuiesc. Am un raport oficial în care mi se dă o explicație care e alta. E totuși, eu nu pot să nu lucrez instituțional, adică... Am înțeles. Am un raport oficial care infirmă acest lucru. L-am cerut atunci. De ce? Nu îmi era atât de bica, cât era plină campanie și un candidat era lovit cu... Ele veneau după, deci un site, era, da? Un amestec în campanie electorală. Hai să luăm logic. Ele veneau după un site înființat pe și care s-a desființat. Bun. Păi și de unde știau ăia, primeau, cine l-a trimis la România TV după un site? Nu o să-mi spuneți mie că stă unul și zice, ia să vă niște poze, da? Au fost disponibile o oră după care s-a închis site-ul. Da. După, ei au copiat imagine de pe site și mă rog, a fost. E dus. Și nu sunt convins, dar instituțional am primit un raport care contrazice varianta. Am toate elementele, inclusiv în discuțiile cu Ghiță, de unde să înțeleg că a fost un serviciu românesc. A fost un serviciu românesc. Da. Domnul, eu nu l-am înregistrat însă. Și nu întâmplător l-am întrebat pe domnul Traian Băsescu. Punct. Dar nu ați reușit să-l supărați. Deci a fost Ghiță. Domnule Băsescu, domnul atâta Mărăstire, timp. Domnul a fost Ghiță. Cu a fost misiune, Ghiță punct. Cu misiune și cu ajutorul unui serviciu de informații. Nu cu ajutorul, cu misiune, că el primise misiune, ce ajutor. Domnul Pistoiu, vreau să discutăm pe fapte. Noi nu avem dovezi care să demonstreze că Sebastian Ghiță a fost agentul SRI. Dom'le, nu înțelegeți că în insule, domnule, în insule, deci în insule avem un cetățean numit Sebastian Ghiță, nu se numește nici Mănăstire și nici Cristoi, da? A fost directorul SRI Maior, domnul Dâncu. Aveți probe? Am zis, întrebați-l pe domnul Coldea. Domnul Coldea cu soția și eu cu o persoană cu soția. Ce tip? Și luau ei o persoană civilă acolo când ședeau un... Deci și Dâncu nu e civil. Nu, nu știu, e colaborator. Deci dacă nu a fost, e clar. Profesor la Academie. Deci, marea problemă, domnul președinte știe, marea problemă este că și în cazul Pacepa, la un mic nivel, avem de-a face cu un posibil cutremur născut de un defector. Ok, că deci Ghiță este defector, spuneți dumneavoastră. Păi da, Ghiță știe, nu că numai că l-a lucrat pe ăla și pe ăla. Domnule Băsescu, probabil. Știați de relația aceasta dintre Coldea și Ghiță? Nu, nu. Acum nu Coldea, discutăm... N-ați primit... domnul, haideți să le explicăm oamenilor cum funcționează, sau dacă le putem spune cum funcționează serviciul. Coldea nu putea fi verificat de controlul intern, nu putea nimeni să vă informeze despre obiceiurile acestor domni. Eu am avut cu Serviciul Român de Informații, având în vedere că mi-am asumat să desemnez oameni din opoziție, același tip de relații pe care l-am avut și cu SIA. Adică nu m-am dat pe mâna șefului serviciului, pe care îl știam politic, oricum. M-am avut o relație absolut instituțională cu serviciile. Absolut instituțională. Și nu puteți să-mi reproșați o astfel de relație atâta timp cât știam că e și finul lui Ponta, George Maior. Nu suspectam. N-a contat la numire, că atunci n-am știut, ca să vezi
Beleaua, știi? Bun, mai era și Ilie Sârbu, tata Socru. Practic, când l-ați numit pe George Maior... Am vorbit cu Joana, cu Mircea Joana. Am vrut să fac un alt fel de relație, să dau un dram de încredere relației dintre președinte și servicii, numind oameni din opoziție. Așa mi s-a părut mie echitabil atunci. Domnul... Sigur că toate lucrurile astea mi s-au întors în cap. Cum mi se întoarce în cap acum în viziunea unor propagandiști ai minciunii faptul că am numit-o pe Chioveș și tânără și pe Coldea, dar ce era să fac? Vroiam să schimbăm funcționarea instituțiilor. Am pus un procuror tânăr, am pus un ofițer tânăr în funcție înaltă la SRI. Când... Vroia să... Pe cine? Pe Muscalu? Pe cine să pun? Că era aglomerație în parchetul general. Când credeți că i s-a urcat la cap generalului Coldea? Așa mai pe românește spus. Cred că în 2014 era deja puțin în stratosferă, dacă vreți să fiu sincer. Oare de ce? A simțit că plecați? Poate și tinerețea. S-a agățat tinerețea? Poate și tinerețea. Că nu mai era de mult tânăr. Păi la 40 ceva de ani, pe asemenea funcție, încă ești tânăr, foarte tânăr. Dacă nu mă înșel, el avea 33 de ani când l-am numit. Era locotenent colonel. A ieșit destul de urât. A scris și Ion Cristoiu astăzi un text. Probabil, dacă ancheta de la parchetul general, de la secția parchetelor militare, se va duce și pe zona aceasta, bilete, plata, concediilor, da? Cel puțin imaginea, mă scuzați, imaginea domnului general Coldea, așa cum scria domnul Cristoiu, este șifonată rău de tot, pentru că în momentul ăsta inclusiv panează discuții despre posibilă mită, pentru că sunt cazuri, au luat funcționari publici pentru un bilet de avion. Și domnul Coldea tot funcționar public este. Dacă este să păstrăm măsura, dacă omul nu poate să-și dovedească concediile, că le-a plătit din buzunarul lui, nu iese bine din povestea asta, domnul Coldea. Am o noastră care îl cunoaște, pe cinstite, îl ori ticălos, și atunci nu se duce și se lasă plătit de chită, sunteți de acord? Da. Da? Îl credeți, îl știți mai bine, că marea problemă de domnul Mănătăr este următoare. Problema nu este că a fost cu Ghiță în insule acolo. Ghiță era operativ și era un cadru unității, da? Problema la cheia este faptul că el, Ghiță, era deja parat. Problema care se pune în cazul insulelor este faptul că, deși Ghiță n-a zis că ar fi plătit, n-a zis, nu-i așa? Da. Din faptul că nu se precizează încă nici din partea lui Coldea și nici din partea SRI, că, domnule, da, el a plătit și bănesc că sunt, se rostogolește această chestie infernală de șpăgare. Spuneți-mi, care îl cunoaște? Îl credeți în stare să-i plătească, domnul, să se lase plătit? Domnul Cristoiu, prin câte am trecut și câți oameni am văzut, nu mă pune să mai dau garanții pentru nu mine, garanții, dar întreb. Aș spune altceva. Cine crede că un șef de serviciu la asemenea funcție, șef operativ al SRI-ului, pleacă în afara Uniunii Europene sau în afara Statelor Unite și își cumpără biletul de aici de la o agenție și știe toată agenția că a plecat Coldea în Seychelles cu neamurile și nu știu ce. Hai să fim oameni serioși. Cineva trebuia să-l cumpere pe alt nume, după mine. A, uite că numai așa este, așa este că da. Deci, domnul Cristoiu, nu vreau să spun. Probabil că el a plătit, deci avea posibilitatea. Și dacă nu poate dovedi, nu mai puțin. De regulă nu. Nu pun mâna în foc pentru el, dar într-un loc atât de exotic, să lași o asemenea dâră, gândiți-vă mai aici la agențiile de turism. Mai mult decât exotic este și un paradis fiscal, un paradis financiar, și există dovezi că Ghiță și-a parcat o parte din bani acolo. Deci nu l-apăr deloc, dar nu exclud această posibilitate, dacă vrem să fim cinstiți. Deci, iertați-mă, în cazul... Trebuie să luăm publicitate. Luăm publicitate și punem întrebările după o scurtă pauză comercială. Revenim. Am revenit în direct, o seară a adevărurilor, da, și poate chiar a dezvăluirilor altul de fostul președinte. De publicitate.
Am zis, extraordinară operațiune, dar domnul Traian Băsescu nu este implicat în ea. În care operațiune? Asta de raderea lui Cold. Hai, domnul, m-a luat peste picior, ce vin cu Pluta. Îl acuzați pe nu, am zis că nu e implicat. I-am zis un lucru negativ. Nu e implicat, acolo nu e. Vreți să vă dau un exemplu? Deci, hai să vă dau un exemplu, da? Deci, potrivit comunicatului, da? Zice așa, vreți să o citesc, vedeți unde se vede operația. În urma informațiilor apărute în spațiu public referitoare la domnul generalul Cotrinel Florian Cordea, în spațiu public au apărut despre soția domnului sale, da? De ce nu? Ia? Și au mai apărut. Însă este și a general păi Sevec. Da, în legătură, în urma informației apărute în spațiu public. Nu contează că e soția. Bun. Au fost supuse unor verificări preliminare, așa, directorul și au fost supuse, deci deja supuse. Nu era normal. La primele, ce înseamnă verificări preliminare? Domnule, s-a dus Coldea și a zis, poftiți factură, sau am fost și cu ăla și cu ăla, da? Dau un comunicat, eu spun că un corect, dau un comunicat, spun, pe urma verificării preliminare, domnul a fost, n-a fost singur, e foarte important, da? Și la cheia, și la aia, da? Și a fost, a plătit el și după asta, având în vedere, știți ce analizează comisia? Vreți să vă dau din interiorul comisiei? Nu, analizează inclusiv poveștile cu autostrada și au luat la mână, ca să vedeți cât va dura, durează vreun an, au luat la mână, domnul președinte, inclusiv toate informările făcute premierului în legătură cu autostrada. Nu dacă ați înțeles. Da. Nu discuția aia. Deci ați înțeles. Și atunci durează mult. Doi. Potrivit acestui comunicat, operațiunea este de rutină, nu-i așa? Da. Adică, s-a întâmplat, se declanșează. Și domnul președinte, de ce nu neapărat să spună că l-a chemat? Pentru că este atributul președintelui. Nu putea. Se putea fără știrea președintelui. Da, dar nu se putea și fără să știe, să comunice președintele că s-a întâlnit. Da, dar era deja o dezbatere publică. Nu era, domnule. Știu că m-au întrebat pe mine. Da, și deci a apărut pe surse că s-a întâlnit. Domnul președinte, nu vreau să-l apăr. Da. Eu știu cum l-ați apărat. Domnul președinte, despre el s-au spus cu date precise, mii de lucruri și cu toate acestea nu a răspuns. Deodată a apărut pe acolo, și a simțit nevoia să facă o conferință de presă. Deci domnul a simțit nevoia să adâncească purtătorul de cuvânt. Domnul președinte a simțit nevoia să adâncească scandalul. Domnul Cristoi, sunt doi oameni pe care recunosc. Eu i-am promovat din considerente că am vrut să aduc oameni noi, să am certitudinea că nu sunt alterați de vechiul sistem, mă rog. Sunt doi oameni, Codruța Chioveși și Coldea, care n-au înțeles că astfel de funcții au o limită. După mine, Codruța nu trebuia să-și mai ia al doilea mandat la DNA, după ce a fost de două ori procuror general, odată procuror șef DNA, îți ajunge femeie, du-te cu Dumnezeu, dar s-au îndrăgostit de putere atât de mult, iar Coldea ce aștepta lui, nu i-a dat Dumnezeu o ocazie ca la mine, când a fugit Omar Haisam și am putut să-i schimb pe toți. Și se alege cu o compromitere. Deci boala asta a puterii îi costă. În plus, au făcut și multe prostii în 2015 și 2016. Au forțat nota, au vrut spectacol, au vrut să se arate noi doi suntem Dumnezeii Justiției, dosare subțiri și spaimă în procurori și în judecători să fie condamnați oameni împotriva cărora nu s-au găsit probe concludente, sunt responsabili de ce li se întâmplă. Cu abuzurile pe care le-au făcut în 2015 și începutul lui 2016. Domnule președinte, a spus la un moment dat că trei de-a mei i-au arestat pe alți trei de-a mei. Mă rog, nu întotdeauna am cele mai fericite expresii, ca și cea în care am spus eu sunt cel mai bine informat din România. Dacă te să polemizezi cu domnul Traian Băsescu. Dar nu le știu pe toate. Dar uite, nu le știu pe toate. Spre exemplu, habar n-am avut că era o relație
strânsă cu PSD-ul între Codruța Chioveși din 2010, da, prin Ghiță, Ponta, etc. N-ați fost informat de lucrurile astea? Cine să mă informeze dacă cei care aveați trebuiau... Aveați imaginea ca fiind cel mai informat om din stat. Da. Ca dumneavoastră a spus. Era cel mai informat om din stat de către ei. E o nuanță. Dar nu înseamnă că le-am știut pe toate. V-au mințit oamenii ăștia? V-au manipulat? Da, după părerea mea, dacă e adevărat ce spune Ghiță, m-au mințit. Ei aveau o relație subterană și cu Ponta, și cu Ghiță, și cu... Bun. Și mie întreceau drept, da, domnule, exponenții epocii mele. Dați voie să polemez. Sunt într-un tot de acord. Eu sunt am inventat doi termeni. Binomul, sunteți, da, de acord? Și sergenții majori mesiani. Da. Și mă refeream chiar la Coldă. Problema este că eu, ca jurnalist, pot să mușc și să zic, bai, s-a făcut dreptate, Ghiță, care cu tare, da, care a dezvăluit, și în același timp, ca un om sceptic, pot să pun la îndoială, cum am pus și lovitura de stat de la 23 august, da, că ceva e neregulă. În sensul ăsta am zis, sigur, da, că ei merită cu tare, cu tare, dar nu pot să-mi vină mie, om în toată firea, să-mi spună mie că toate sunt întâmplări. Că Klaus Iohannis, care nu spune nimic, deodată simte nevoia a doua zi să ne atragă atenția că l-a chemat. Hai să fim serios, cât s-or fi chemat. Bun, domnule, de ce a simțit nevoia? L-a executat Iohannis pe Coldea. De ce a simțit nevoia, bun, domnule? Bun, de ce n-a înțeles Coldea, amețit de putere? De ce n-a înțeles, bă, a plecat președintele care te-a făcut mare, Chioveși, nu te ajunge? Ne-a explicat Chioveși de ce. Că i-a lăsat Dumnezeu pe ei să facă, nu, abuzurile care le-au făcut în 2015 și 2016. În stânga am dușmani, în dreapta am dușmani, în spate am dușmani, trebuie să mă duc tot în altă. Da, iar noi, iar eu... I-am arestat și pe cei care m-au propus și pe cei care m-au numit. Bun, n-o să-i uit fraza asta. Apropo de arestări. Dar domnul Cristoiu, vă rog să-mi permiteți. Eu am făcut o formulare, să știți că am făcut-o și în dezbaterile cu Ghiță, dar el nu spune corect. I-am spus, băi, susții un stat mafiot vis-a-vis de televiziunea lui. Susții un stat mafiot. De la ce a plecat asta? Eu când am văzut cazul Rarinca, mi-am dat seama că oamenii ăștia nu suportă să nu-l vadă pedepsit pe cel care eventual l-a deranjat. Să deranjeze. Nu îndrăznești, da. Aia a fost, deci, a fost, a fost reacție de stat absolut mafiot. Iar împotriva lui Rarinca. Fugarul Ghiță, domnul Fugar Ghiță, a participat la aceste operațiuni. Și la cazul Rarinca, de partea cealaltă a taberei. Bun. Acum, și mai au câteva cazuri în care s-au comportat. Elena Udrea dă interviu vineri la Hot News, se publică sâmbătă și luni, începând cu ora 12, curg 4 cereri de arestare. Deci au făcut o capcană acolo. Doamna Udrea a fost invitată la acel interviu. S-a intrat într-o capcană, a fost întrebată niște lucruri mai delicate, a făcut greșeala să le spună, nu? Și odată dar spuse... Dar cum poți să reacționezi în modul ăsta sălbatic? Vineri interviu, sâmbătă apare pe Hot News, iar luni 4 cereri de arestare, cu 4 capete cu de arestare. Cu Bica și Udrea putem înțelege că au fost o chestie, dacă Horia Georgescu ce au avut. Domnul, stai. A pus punctul pe ei, e popos de deci, Shakespeare. Reacție domnul, de stat domnul, mafiot. Domnul. Deci în cazul Rarinca, deci în cazul lui Udrea a fost ideea, bă, îți arătăm noi cine, n-ați înțeles. Okay. Nu era ideea că n-au avut ce face. În cazul Rarinca, și l-am studiat, cred că îl știu pe de rost și toate afacerile, acolo a fost expresia pentru care trebuia să zboare tot sistemul. Pentru că dacă era un sistem înțelept, bine, mă, și bun. Deci n-am băgat-o pe asta la pușcărie. Unde-i problema? Ei, și lasă-o, dragă. Omul puternic, da? Da, eu zic, bă, ca să vadă. Deci aici este marea... Să bage frica în cei care îndrăznesc să mai ridică. Frica e Stalin. Nu. Am și eu niște curiozități. Deci, nu voia să bage nicio frică. Voia să arate de-al dracului. Bă, ai văzut? Ai vorbit? Te-am ras. Nu. Bun, nu, Rarinca a vorbit și au ras-o. Elena Udrea a vorbit și ea au ras-o. Bica la fel. Dar cu ăsta, cu Horia Georgescu, de la nici au avut. Că el săracul n-a vorbit. Pachet. Dar la ce pachet? La promoție? Deci l-au scos cu cătușe la spate? Domnul, a fost tot felul de dar chestii. Dar nu v-am spus. Hai să nu, că nu vreau. Horia Georgescu a fost considerat în complotul procesului de incompatibilitate.
Da. Dar deci, n-a vorbit, domnule, mergând pe el a făcut asta. Cererea. Ce cere domnul Cristian? Nu era pe toate, în toată presa, ani a cerut accelerarea. Pe Georgescu l-a băgat la pachet din cauza dosarului lui Iohannis de incompatibilitate. Da. Păi nu, el a fost unul din factorii care... Deci el, dosarul ședea de un an. Păi chiar sunt doctor, da? Și în septembrie, echipa lui Maior a zis, bă, hai să o accelerăm. Dosarul ăla, da? Pentru asta era nevoie să vină ani să facă o cerere de celeritate, înțelegeți? Am înțeles. Ăsta săracul s-a dat bolnav și cu tare, dar n-a avut ce face. Și Maior, furios, l-a pus. Și când a semnat cererea aia, a semnat și trecerea în partea elaltă, da. Și ca să închei, de ce nu a înțeles domnul Goldea? N-a înțeles un lucru. Ferească Dumnezeu să fii dator cuiva, nu, cu cineva mare să fie dator moral. Eu cred că Iohannis a început să-l urască din clipa în care și-a dat seama că trebuie să-i fie recunoscător. Că l-a ținut 2 ani în funcție. Domnul, deci așa l-a urât Iohannis pe Coldea, că l-a mai ținut 2 ani în funcție. Pe mine mă interesează altceva, apropo de Ghiță și de Coldea. De ce l-au protejat structurile pe Sebastian Ghiță pentru toate prostiile și toate combinațiile și toate afacerile pe care le-a făcut? Și acum descoperim cu mare scopare că ar fi un infractor. Ce s-a rupt, domnule Băsescu? Când Ghiță a trebuit să fie sacrificat? Și de ce? Deci, eu am mai spus o intervenție la dumneavoastră că asta poate fi o motivație și, o repet, nu-mi schimb părerea. Ghiță, prin 2012-2013, ce a dat lui prin cap? Să-și vândă toate firmele, să încaseze pe ele 94 de milioane și să-și împrumute un prieten. Unui prieten. Păi când te joci cu banii securității, da, nu e bine. Banii securității? Da, da, a fost un caz exact în cazul cu stații. Da. Și tot așa, deci, în 89 a fugit unul cu banii lui stat. Stopaj la sursă. Păi nu l-a urmărit aia până un glonte n-a scăpat ăla. Bun, mergând pe logica asta, bun. Deci execuția lui Ghiță are legătură poate și cu banii lui. Cred că relațiile între ei s-au rupt în momentul în care Ghiță a spus, nu mai am bani. Pe cum i-am împrumutat. Păi da, prietenul tău, ai proprietăți, vinde ceva, dă-ne banii, nu? Nu așa se lucrează. Nu știu. Deci asta este o speculație. Dar eu nu am o explicație pentru prigoana care, la care s-a trecut în relațiile cu Ghiță, de unde el a fost, e de notorietate. Copilul inventat de și ei... Și au făcut 4 dosare și aici. Da. Și au făcut 4 dosare. Bun. Asta este ciudat. Și după anul 2014, când Sebastian Ghiță l-a sprijinit pe Ponta pentru președinția României, practic, ce am avut așa? Sebastian Ghiță era cu Ponta, era cu George Maior și cu Gabriel Oprea. Asta era brigada. Oprea trebuia să ajungă șeful SRI, George Maior premier, da, Sebastian Ghiță șeful partidului și Victor Ponta președinte. Vânduse eu pielea ursului din pădure. Oamenii ăștia își vânduse între ei funcțiile. De partea cealaltă, putem greși dacă spunem că domnul Coldea, doamna Chiovei și doamna Stanciu se aliase cu președintele Iohannis. Așa este. Și dumneavoastră unde erați? Eu, până la urmă, am ajuns la concluzia că cel mai mare pericol e ca Ponta să fie președinte. De asta am și dat semnalul acela vineri. Crucial. Înainte de alegeri. Nu știu dacă a fost crucial, dar important a fost. Dar ceva miroseați că acolo se bat grupările între ele? Nu miroseam, știam. Mi-am dat seama, îmi dădeam seama că... Și Udrea ce deranja în această piesă? Tot. Ea nu trebuia să intre în... De ce? În competiție, deși a intrat așa, într-o joacă. Păi să nu-i facă rău lui Iohannis? Ce jocuri strica, stați un pic. Și la unii și la alții. Fiecare credeau că o să se umple de voturi datorită relației cu mine. Asta era. Și că o să încurce lucrurile. Dar s-a rezolvat problema, că a venit arestarea lui Cocoș, pozele de la Paris, în plină campanie. Da. Și aici o întrebare. Acum... Când ne uităm, judecăm retrospectiv, vedem acel octombrie, nu-i așa? 2014, vedeți că știu pe de rost, în care dumneavoastră a spus că i-ați chemat
De, în legătură că să nu se implice în alegeri. Este o declarație. Da, spus da, da. Am spus-o tuturor. Păi, acum, avem o, acum având cazul Coldea, avem o altă perspectivă. De unde știa ce v-a apucat? Nu, da. Era, sau era evident. În principiu? Nu numai în principiu, dar știam că Coldea nu-l înghite pe Ponta și știam că Maior e nașul lui Ponta. Deci era logică. Cum colaborau ăștia doi oameni? Foarte bine. Având, erau prieteni, 2014 mergeau în concedii. 2014, Ponta i-a rupt. Nu cred că nu i-a rupt nimic nici acum. Eu cred că și acum au o relație bună, pentru că ei doi au colaborat foarte bine. Asta e adevărat. Coldea cu Ponta. Nu Coldea cu Ponta, Coldea cu Maior. Deci, cred că și acum au o relație foarte bună. Deci era o frățietate și o prietenie ieșită din comun. Coldea avea relații bune și cu Gabi Oprea, primul naș al lui Ponta, avea relații bune și cu Maior, al doilea naș al lui Ponta, dar nu-l suporta pe Ponta. Domnul Mânăță, nu-l suporta. Dar Coldea vedem, domnul Cristoiu, că avea relație bună și cu Sebastian Ghiță, prietenul cel mai bun al lui Victor Ponta. Reamintim 2014. Mult timp Ponta a lăsat impresia că ezită, mă țineți minte? Că nu candidează. Că nu candidează. Deci dacă Ponta nu candidea, era prietenul lor. Nu știu dacă înțelegeți. Adică acolo a fost o ruptură. La un moment dat s-a plecat regele și venea altul. Și era o bătălie pentru cine pune. Și în acel moment, de-aia a și luat-o, a încasat-o Horia Georgescu, de-aia a încasat-o și Ghițe, n-au înțeles băieții din Unitate că dacă e ordin pe Unitate, e ordin pe Unitate. Și cine dădea ordinele astea, domnul Cristian? Păi n-au înțeles că erau două grupări, Maior cu ăla și Coldea cu ăla. Care domnul grupări? Că Maior cu Coldea erau prieteni, spune domnul președinte. Aveam o relație. În 2014, sunteți de acord că i-a împărțit. Candidatura lui Ponta a adus. Opțiuni, da, dar asta nu înseamnă că nu lucrau. A, asta sigur că lucrau. Candidat domnul Cristoiu, cine s-a ocupat de execuția timp de 2 ani de zile a lui Crin Antonescu? Sebastian Ghiță. Da? Sebastian Ghiță este cel care s-a ocupat de execuția lui Crin Antonescu, de așa natură încât domnul Crin Antonescu a trebuit să cedeze partidul și să iasă din candidat pentru domnul Iohannis, că așa a fost viața. Da? Da. Iar domnul Maior, ce să vezi, prieten foarte bun cu oameni apropiați de Klaus Iohannis, da? Actualii șefi de instituții ale statului. Deci oamenii ăștia de la ce s-au luat? S-au luat de la bani, cum se spune, în limbaj popular, și s-au luat de la putere. Dacă e adevărată prezumția pe care eu am lansat-o legat de Ghiță, că a fost pușculița lor și că ruptura a intervenit în momentul în care ăsta și-a izolat banii, i-a securizat și a spus nu mai avem bani. Bun, credeți că în momentul ăsta... Dar asta trebuie să-i mulțumească lui Adrian Năstase, care acum, știți, mă uit, de când s-a întâmplat cu denunțurile lui Ghiță, au sărit toți condamnații și până și Popa din Indonezia dă interviuri, Vântul dă interviuri, Adrian Năstase dă interviuri, Becali dă interviuri, toată lumea, statul mafiot. Ei au uitat de unde a plecat statul ăsta, că a plecat de la decizie când erau judecătorii preși în fața politicienilor, de la deciziile din Chiselev, cui facem dosar, da? Și de la faptul că directorul SRI, Timofte, Dumnezeu să-l odihnească, umbla cu mașina inscripționată cu SOV, Sorin Ovidiu Vântu. Deci eu aici am găsit statul. Sigur că s-a debalansat datorită brutalității celor doi, Coldea și Chioveși, datorită și abuzurilor celor doi. De la Rarinca, la reacția după declarațiile Elenei Udrea, ce costa dacă vroiau să o facă pe Udrea să aștepte o lună? Te-o măcar să fac un singur dosar. Asta a fost. Unu, mare brânz. Cinci. Brutalitate, spuneți, brutalitate și abuzuri. Dar cine este mai brutal dintre Chioveși și Coldea? Amândoi. Ei au făcut un tandem nepotrivit. Au ratat o șansă extraordinară. Pentru că uitați la ce le-a dat ocazia acum politicienii să spună sunt abuzuri și sunt. Și uitați-vă că foarte multe cauze, deci nu vorbesc de cele în care s-au furat bani, s-au dus acasă. Dar
măi, Chioveși și Coldea, voi acum ați descoperit finanțarea campaniilor electorale, dacă nu s-a făcut din bani furați de la stat, dacă s-a făcut din profitul unor firme, că privația care au, dacă nu s-au dus banii acasă, s-au cumpărat tricouri, umbrele, ce Dumnezeu, geci, găleți, ce se mai dădea în campanie. Pentru ce vrei să vezi oamenii ăștia la pușcărie? S-a schimbat acum legea, s-a pus, e o lege mult mai severă, se urmăresc banii altfel, îți dă statul bani de campanie. Înainte nu-ți dădea nimic, trebuia să te descurci de la, din sectorul privat, că nu puteai să susții o campanie. Probabil nu știe nimeni cât e costul unui clip la o televiziune în campanie. Sau, deci, au sărit calul. Nimeni n-a mai vrut să țină cont că a fost tranziție. Că România a trecut printr-o perioadă de tranziție, în care și-a modificat legile și le-a așezat. Deci, după părerea mea, pentru gloria lor, au sacrificat oameni. Mulți dintre ei. Da, cei care banii de campanie i-au dus acasă, ia-i nene, că au făcut un lucru urât. Până la urmă, privatul ăla care i-a dat, i-a dat ca să ajungă în campania ta, să iei geci, să, sau ți-a cumpărat geci, sau ce-a făcut. Dar dacă au dus banii acasă, dacă sunt bani furați de la stat, ia-i frate, fă-le dosare penale, dar dacă s-au investit în campanie, mi se pare exagerat ce fac. Puterea pe care a acumulat-o Florian Coldea nu a acumulat-o pe fondul unei slăbiciuni a clasei politice și discutăm despre Comisia de Control a SRI. Pentru că la un moment dat și politicienii au fost foarte dornici să intre în hora asta. Și-au făcut studiile pe la SRI, și-au luat tot felul de diplome, tot felul de patalamale, da. Și încet, încet, așa e. S-au lăsat racolați, practic. Și la un moment dat, ghilimele de rigoare, nu neapărat racolați, apropiați de sistem. Da? Apropiați, da. După care mulți apropiați au făcut parte, au fost practic împinși în comisiile astea de control și în momentul acela serviciile de informații au zburdat pe câmpii. Pe dacă știi că Georgian Pop e șeful Comisiei SRI, ce griji să-ți stai mai liniștit. Faci? Da, sau Vlase, sau Tudose, sau nu știu ce. Ce grijă să-ți faci când Georgian Pop te controlează? Așa e. Da. Dar problema pe care o avem în momentul de față este legislația. Legislația care este deficitară. Dincolo de abuzurile pe care le-au făcut cei doi sfârșitul 2014, 2015, 2016. Vreau să vă spun că a fost atât de puternică influența serviciilor să nu se facă nimic, pentru că SRI-ul funcționează pe lege din 92. Deci, 92? Din 92. 24 de ani, frumos. Da. Din 92, când încă mentalitatea comunistă era puternică. Nici acum și n-a dispărut, așa că... N-a dispărut, dar era altă abordare. În 2006, pe 13 februarie, iată noi proiecte de legi discutate în CSAT, pentru că eu am înțeles vulnerabilitatea de a lucra în 2006 pe legi din 92. Eram deja membri NATO, 7 legi. Legea de organizare și funcționare a Ministerului Apărării Naționale, lege privind apărarea națională, proiectul legii privind activitatea de informații, contrainformații și de securitate, proiectul legii privind sistemul național de management integrat al crizelor, proiectul legii privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, proiectul legii privind organizarea și funcționarea SIE și statutul funcționarului și ofițerului de informații. Și ce s-a întâmplat cu toate astea? Au trecut prin CSAT, le-a trimis guvernul la Parlament și acolo maestru Stroie, care a fost în acest CSAT din 13 februarie. Stroie de la vechiul PNL? Stroie de la vechiul PNL. Le-a îngropat cu grație. Sigur, nu putea singur, ci cu toți colegii lui. Am vrut să adaptăm, au fost legi făcute cu asistență britanică. Eu am avut câteva întâlniri cu experții britanici care au fost la dispoziția noastră. Aici se complică lucrurile, că Stroie nu era de capul lui. Nu era de capul lui, era fostul secretar UTC pe Departamentul Transporturilor Navale din vremea comunismului. Bun. Și ce interes avea Stroie ca să nu se reformeze deci, serviciile în, de informații? În mod cert a fost influențat. Tot de serviciile care
pretindeau... N-a avut ce face, pentru că aici era și demilitarizare la statutul ofițerului de informații. Era și controlul asupra lor, mult mai sever. Controlul civil, controlul parlamentar, controlul societății civile. Iar tot pachetul ăsta de legi pentru reformă a fost îngropat... Zace din 2006 la Comisia SRI. De 10 ani? De 10 ani? De 10 ani, domnul Mănăstire. Bun. Credeți că actuala... Și este un pachet care acum, probabil, după 10 ani, trebuie să mai primească niște revizuiri, că am mai evoluat. Între timp am intrat și în UE, a apărut plaga terorismului, trebuiesc ajustate legile. Dar sunt acolo, eu vreau să vă spun, de refuzul clasei politice de a lua, de a aduce legislația de securitate la ziua de azi. Noi mergem pe legislația din 92. Da, e halucinant. Bun. Și acum, vă rog, iertați-mă, domnul, să profităm de ca istoric. S-a discutat în aceste zile și s-au scos și interviuri și astea în legătură cu afacerea din 2007, cu bilețelele. Deci s-a spus, eu am dosare. Bilețelul lui Coldea. Da, deci am aici. Deci să recapitulăm pentru telespectatori. Dumneavoastră ați fost suspendat, uite că am aici, pe data de 19 aprilie, da? Referendumul fiind pe 19 mai, vezi, 2007. Da. Pe data de 18 aprilie 2007, Mircea Joană, șeful partidului... Deci pe 19 și Mircea Joană pe 18. Pe 18 aprilie, Mircea Joană ține o conferință de presă, arată niște bilețele în care îl acuza pe Florian Coldea că potrivit bilețelor ăla, bilețele erau scrise pentru că el să șantajeze niște doi tipi de la Curtea Constituțională. Nu mai țineți minte, scandal. Îl țin minte că mi l-a rememorat presa zilele astea. Așa. Potrivit presei de acum, domnul Florian Coldea a fost ca și acum, a trecut la dispoziție și că a scăpat. Spuneți ce știți dumneavoastră, că vă spuneți ce este din documente. Eu am observat un lucru. Era suspendat în momentul în care s-a ivit tărăvoie. Deci, în punctul ăsta, da. Eu am observat un lucru, că era și doamna Stănoiu, care nu era în Curtea Constituțională, era pe acea listă, dacă nu mă înșel. Nu, erau, deci, ca să fiu corect, pentru Florian Coldea, nu, public au ieșit doar trei nume. Domnul Aspazia Cojocaru, Nicolae Cochinescu, Ion Predescu și Bănescu. Deci, ca să fiu corect, și mă uit pe ăsta, din punct de vedere că gazeta nu spuneau nimic. Erau niște bilețele pe care Florian Coldea recunoscut. Am înțeles niște notițe. Spunea Nicolae Cochinescu, dosar trimis la cutare. Probabil la CNSAS. Da, domnul tot pe 18, imediat seriul de comunicat, atenție, foarte important. Seriul, tot pe 18, dă un comunicat unde neagă toate acuzațiile lui John. Păi, ia uitați-vă acum. Atenție, puneți în balanță, da? Deci, încă o dată, seriul dă un comunicat, l-am aici, unde spune că este, nu, e o prostie, spune că vine și un comunicat al CCR, care spune că tot așa că... Deci este foarte interesant. SRI-ul prin Maior atunci l-a apărat pe Coldea din la o oră după, da? Public, da? După asta, domnul Maior a avut și alte intervenții. Și după asta a anunțat, atenție, ca pentru proștii din presă, nu a fost comisie de verificare a lui Coldea. A fost comisie de verificare a felului în care bilețelele au ajuns la domnul Joan. Ați înțeles? Așa este, nu, și da. Și în această perioadă domnul Coldea a fost suspendat nu ca să fie el anchetat, ci pentru că se presupunea că pentru obiectivitatea, nu-i așa? Da. Obiectivitatea anchetei, care încă o dată, repet, trebuia să descopere aia, breșe de securitate. Cum de-a putut să iasă din birou? El l-a legăsit pe birou? Asta a și fost. Păi nu, în sensul ăsta. Deci hai să terminăm.
Colda n-a fost anchetat atunci, ca să spunem acum că a scăpat atunci. Nu. Nu, problema a fost că... De cum au ieșit ele? O foaie pe care Colda a făcuse niște notițe a fost șterpelită de pe biroul lui. Asta, deci asta a anchetat. După ce mi-am terminat suspendarea când m-am întors, am întrebat și eu ce a fost. Și ei au suspectat un adjunct care vrea să-l îngroape pe Coldea că era New Generation. Țineți-vă bine, se face paralel, nu atenție, se face o comisie de verificare, dar nu prin comunicat. Deci, paralel, deci dacă vedem ce s-a întâmplat acum, este clar că Coldea e istorie. Deci atunci SRI-ul, sigur, era de partea lui conducerea. Deci din prima clipă a zis că nu e nimic adevărat, a făcut o comisie să vadă. Normal era acum să fac cum ar fi acum o comisie. Domnul Cristoiu, de... și cel mai important, Traian Băsescu era de partea lui Colde. Nu că adică ei aici au așteptat să se termine suspendarea. Nu, dar ei știau că suspendarea... Știau că nu o să treacă nicio suspendare, toată lumea și aici așa închei. Mai departe. Se face comisie și de control a SRI, a parlamentar, da? Comisie condusă de domnul Stroie. Ei, ce să vezi? Care dă un comunicat unde îl albește pe domnul Colde, spune că au fost niște greșeli și astea, da? Sigur, Dan Andronic susține că cel care a intervenit a fost domnul Oprea. Apropo de da. Da, eu spun, am făcut această precizare foarte importantă. Conducerea SRI de acum are altă atitudine față de Colde. Sunteți de acord? Corect. Nu știu din ce are. Da? Luăm o scurtă pauză comercială. S-ar putea atitudinea asta să fie exact datorită abuzurilor pe care le-a făcut împreună cu Chioveș. Asta. Bun. Luăm o scurtă pauză comercială după publicitate. Da. Vreau să aflăm de la fostul președinte ce și-a de reproșat în povestea asta. Pentru că Florian Coldea și toată legenda creată în jurul lui, legenda negativă, da, din păcate, pentru șeful operativ al SRI, și toată povestea asta nu ar trebui să se mai repete în România, da? Lucrurile astea nu ar trebui să le mai vedem cu alt șef al SRI, cu un alt operativ. Pentru că, dincolo de toate discuțiile acestea și telenovela asta de la televizor, România, în momentul de față, nu trebuie să uitați, da, se află într-un incident de securitate major. România este țară NATO, iar faptul că adjunctul șefului SRI, șef operativ al Serviciului Român de Informații, cel mai important serviciu, se află în situația asta, nu e deloc de râs și nu e deloc de bine pentru România. Revenim imediat. Da, în acest punct al discuției, haide, domnule președinte de Traian Băsescu, să facem și niște precizări. Da, avem criza asta de securitate, pentru că este o criză de securitate. Da. Discuția din seara asta am făcut-o mai calm, pentru că, într-adevăr, lumea este isterică după toate lucrurile asta prezentate și săptămâna asta. Vă rog să mă credeți că am vrut să dau o notă de calm, pentru că, până la urmă, este un lucru pe care structurile noastre pot să treacă. Oare cum se uită, nu știu, serviciile de informații de la Kremlin, la ce se întâmplă în România. Cred că spun românii, nu trebuie să le face, românilor nu trebuie să le face nimica, că își dau ei în cap și își rezolvă ei problemele. Își rezolvă ei problemele, deci, la în nivelul interior, ăsta, da? Lucrurile trebuiau rezolvate mai soft. După părerea mea, și o repet, o susțin aici fără să spun, dom'le, instituția nu înseamnă Coldea, cum nici DNA-ul nu înseamnă Chioveși. Ei trebuiau să știe când să se retragă. Este un nou președinte decât cel care i-a numit și care i-a susținut. Trebuiau să știe că vine un moment în care trebuie să te retragi. I-a nebunit puterea. Deci, după părerea mea, în mod normal, într-un serviciu mare, cum e SRI-ul, cu reputația pe care o are între serviciile de informații, plecarea prim-adjunctului se face soft. Fără scandal, fără scandal, să compromite instituția. Bineînțeles. Bineînțeles. Bun, ce credeți că va urma? Domnul Coldea este acum anchetat. Sunt două informații. O anchetă internă a SRI, posibil și o comisie parlamentară, dar și o anchetă judiciară, la parchetul general, probabil la secția parchetelor militare. Una din acuzații e povestea cu autostrada, Comarnic Brașov, alegațiile lui Sebastian Ghiță. Credeți că ar putea risca un dosar penal Florian Coldea sau va ieși la pensie? Uite, în niciun caz pentru autostradă. Pentru că eu vă spun următoarea poveste, care e o realitate. În 2014, două bănci, Bay și Baird,
au decis în cele din urmă să financeze Comarnic Brașov. S-au sindicalizat cele două bănci. Gândiți-vă în ce condiții. În condițiile în care creditul care se acorda era preponderent de la Banca Europeană de Investiții, cu 5 ani perioadă de grație și 25 de ani perioadă de rambursare. Condiții foarte bune. Foarte bune. Foarte bune. Și în înțelegerea Bayberd, ei au lucrat-o câteva săptămâni, au făcut și propunerea de finanțare și modul cum să se atribuie lucrarea. Au dat acest document domnului ministru Șova, pentru că el era beneficiarul Comarnic Brașov. După vreo lună de studiu, la domnul ministru Șova, care era la Ministerul Marilor Proiecte, celor două bănci le-a fost returnat un proiect care viza și finanțarea, și în care ăștia, după ce l-au citit, a spus: nu seamănă aproape deloc cu ce am propus noi și ăsta e loc de fraudă cât casa. Și s-au retras, domnul. Deci, Beiu și Berdu, asta eu vă spun este un lucru, o dezvăluire. Eu, deci, vă spun, Șova... eu vă spun un lucru care poate fi verificat. Au început negocierile, cele două bănci au dat un proiect care viza finanțarea și atribuirea lucrării. După ce a venit de la domnul ministru Șova și care a ținut la ce introdusese el în acordul de finanțare, cele două bănci s-au retras. După care, pentru că Ponta promisese, probabil că au apărut discuțiile cu PPP-ul, că de asta a venit Ioan Rus, mult după ce plecasem eu, în 18 ianuarie, și a spus: facem Comarnic Brașov, dar nu cu cele două bănci. Cu alte bănci. Cu bănci comerciale, și de data altă, asta. În altă combinație, în altă în parteneriat public-privat, deci extrem de scump, cu taxă majoră să treci pe ciotul ăla de la Comarnic la Brașov. Păi nu știu, deci... poți să mă întreb și eu, de la B și de la B nu poți lua comision, adică șpagă. Nu. Nu poți pagă de la B și de la B. Nu. Deci, povestea asta este. De aceea eu am avut ieșiri publice când am spus: faceți în 2014. Atenție cu Bayberd, cred că am și anunțat că s-au retras cele două bănci din proiect. De ce acest tronson este atât de păcătos și greu de finanțat? Și vă rog să mă credeți că am avut insistențe mari ca Beiu să se angreneze în această finanțare. De ce e păcătos? Pentru că toată Uniunea Europeană îl vede ca o continuare la proiectul Bechtel, Brașov-Borș, care ei spun niciodată niciun cent de la europeni pentru acest proiect care a fost atribuit fără licitație și netransparent. Și ei consideră Comarnic Brașov o continuare a acestui proiect pe care ei nu-l acceptă ca deci mod de finanțare. Acuzația asta împotriva lui Coldea nu s-ar susține pe deci baza nu se susține, informații. Eu nu văd, și vă mai spun un lucru. Acum nu vreau să fiu apărătorul lui Coldea, că l-am criticat atâta, dar nici nu mă pot să dau într-un om lovit să mai dau o dată. Nu trebuie Coldea, să dați, trebuie să spunem lucrurile. Eu spun un adevăr, așa adevărul pe care eu îl știu. Adevărurile, da, pe care le cunoaște. Adevărul, da, pe care îl știu. Mai mult decât atât, nu văd, cunoscându-l oarecum pe Coldea, sigur nu cunoști un om niciodată, dar a fost întotdeauna extrem de politicos, relativ distant, inclusiv în relația cu mine. N-am avut o relație să ne batem pe burtă sau eu să-i spun Florine vreodată. Dar mergea cu adresarea, era domnul general, era... Nu mergea singur, iar o începem. Mergea cu unitatea. Hai. Care unitate, domnul? Deci eu nu-l văd pe Coldea, cunoscându-l, amenințându-l pe premier.
cum să-l ameninți? Te bagă în pușcărie dacă... Mai ales cu martori, adică să știe deci, și alți oameni. Mi-e greu, mi-e imposibil. Domnule. Sau amenințându-i că îi taie vizita din Statele Unite. Domnule, rețineți, discutăm de vizita în Statele Unite, deplasarea din septembrie 2014 care s-a făcut la ONU, n-avea nicio întâlnire nici cu Obama, nici cu Biden, în afară de întâlnirea de la ușă când se intra la recepție, că era sesiune plenară. Eu l-am delegat să meargă în locul meu la ONU. Are vreo implicare generalul Florian Coldea în ceea ce s-a întâmplat cu familia dumneavoastră, cu fiicele, toate poveștile astea cu dosarele și așa mai departe? Eu l-acuz. Măcar și că nu mi-a protejat familia, dacă e așa. Dar cred că au avut și el și Chioveși. Mi-e greu să cred că te duci la nepot cu provocator, cu echipamente puse de la DNA și că ești de bună credință. Mi-e greu să cred că la fiica mea în birou trimiți provocator cu tehnică de la DNA pe el și s-o forțeze să prindă două cuvinte, trei. Ați încercat să le faceți rău? De ce? De ce Chioveși și Coldea ar fi avut atitudinea asta față de dumneavoastră? Greu de spus, rău nu le-am făcut niciodată. Deci atunci de ce să se răzbune pe susținut cum nu i-au susținut nici mamele lor. De slugi. Cum de slugi? În ce au sens? Vrut să arate noilor stăpâni că sunt buni în funcție, că uite ce fac ei. Și nu exclud în ce mă privește să fie o tactică. Hai să-l încercuim cu toți apropiații să aibă dosare și să stea liniștit. Eu crezut că mă apuca să vorbesc nu știu ce din istoria mandatelor mele sau să influențez lucrurile. Adică să spuneți lucruri despre ei? Știți lucruri compromițătoare despre nu. Coldea și Chioveși? Nu, relațiile mele au fost instituționale cu ei, dar nu voi conteni să-i critic pentru ce au făcut în 2015 și 2016 acel festival, acel spectacol odios în care vinovați și nevinovați au fost pur și simplu demolați public și trebuie să vă spun de câteva ori am atenționat, iar Coldea acum să nu se plângă, culege ce a semănat. Le spuneam, măi, de ce acceptați să se pună la fiecare comunicat al DNA-ului cu sprijinul DNA? Nu mai puteți, cu sprijinul SRI, nu mai puteți, icrele voastre nu vă lasă, îi spuneam și lui Maior și lui. Vreți voi să fiți penaliștii poporului? Dacă președintele Iohannis i-a dus aici. Dacă președintele Iohannis i-a folosit pe acești doi oameni, vă dau scris că asta a făcut. Să-și facă niște treburi și acum se dispensează și de Coldea și de Chioveși. Domnul Mănăstire, vă dau scris că asta a făcut. Păi asta am făcut și eu. Poftiți? Asta am făcut și eu. Orice tip președinte când vine... Nu schimbă imediat șefii de servicii, că ăia sunt cei mai loiali. Și cei mai loiali decât cei pe care îi va numi. Deci pe logica asta nici doamna Chioveși nu ar trebui să se simtă bine. Eu în locul ei aș fi renunțat ca și în locul lui Coldea. Niciun președinte nu va tolera să ajungă la capăt de mandat cu cei lăsați de predecesor, oricât rău i-ar face predecesorului cei pe care i-a lăsat. Adică, mai clar. Dom'le, vrei să ai om numit de tine, să știi că e omul tău. Nu, plus că te uiți. Stai mă, păi da, eu nu văd ce-i faceți lui Băsescu acum, păi eu ce să cred, că dacă vă țin până la sfârșitul mandatului, mie o să-mi aplicați alt tratament? Nu. Înseamnă că președintele Iohannis poate mai viclean sau mai cum să spun eu, mai antrenat în jocul ăsta decât am crede noi, sau opinia publică. S-ar putea, nu-l desconsiderați. Păi da, eu, vă uitați la mine, păi cine l-a lucrat pe Crin Antonescu? Mauru și-a făcut datoria, Mauru poate să moară. E mie de ori mai șmecher decât credeți. Faptul că el a ținut neapărat să arate că l-a chemat, a chemat și l-a chemat singur, atenție, fără Herbic, l-a chemat. Hai, spuneți mie că era apărut... Avea dreptul să-l cheme, domnule Cristian. Avea dreptul să-l cheme. Una este ai dreptul să-l cheme și una este face tărăboi că l-ai chemat, ce dracu. Și nici nu putea să-l... să fie de acord cu suspendarea fără să-l cheme.
moral. Eu, de punctul meu de vedere, asta l-am îngropat definitiv pe Coldat. În acel moment a început lista. Stai să ne lămurim. Un singur lucru e foarte important. Încheiem. În cazul dezvăluirilor lui Ghiță, supunând verificări critice, există trei lucruri care eu până acum n-am răspuns. În loc să bate în câmpii cu autostradă, avem unu. În cazul plagiatului, nici acum nu avem, chiar dacă a fost o anchetă, în cazul mișmașului ăla, nu avem niciun răspuns. Domnul Cristoiu, Chioveși a plagiat. Da, știu, nu. La mișmașul în domnul... Și eu care sunt inginer, deci, pot să vă... Dar avem... Vă contrazic, nu a plagiat, este o decizie oficială. Nu, un mișmaș. Nu, e o decizie care spune că 4% a plagiat. Păi mai respectăm... Păi nu, justiția și decizia în țara asta sau... Te-a zis că a plagiat 4%. Deci am dreptul să spun. E, domnule, nu-i virgină. Poți să... N-am zis că e femeie de bordel. Am zis că nu-i virgină. Bun. Și încă o dată, sunt câteva fapte care și încă o dată îl întrebi pe domnul președinte. Ceva e în neregulă cu comunicarea din partea conducerii SRI și a lui Coldea. Ce este în regulă? Păi avem am lămurit-o, l-au executat pe Coldea. Au așteptat momentul potrivit și l-au executat. Deci sunt jurnalist și eu nu accept execuțiile, da? De toată viața n-am acceptat. Hai să vedem. A făcut și Coldea greșeli. Nu mă interesează. Și Ceaușescu a făcut greșeli, asta nu înseamnă că trebuie să ne mângem sângele. Nu mă interesează. Eu n-am voie să fac greșelile lui ca să rad un mafiot. Sau, bun. Sau nu e mafiot. Unu. Dacă avem vizita de la Cheia, pe care este o... Imaginele arată clar pe el. Am nevoie de două răspunsuri la două întrebări. Unu, era singur. Dacă era singur, avem o foarte mare problemă, deoarece el n-are voie să se întâlnească cu Ghiță, care era parlamentar. Dacă era cu... Stai, domnule. Da. Unde, până unde, domnule, s-a inovat nebunia asta? Nu. Că un judecător, un procuror, ofițer SRI nu se pot întâlni cu un parlamentar, domnule. La chef, era o la petrecere. Domnul, nu vă supărați. Am înțeles, bun. Dacă un om de afaceri pot să mă întâlnesc să beau un șpriț? Sunt de acord. Bun. Păi, domnul președinte, da. Păi, noi am aflat... și din cazul doamnei Udrea, dacă e reprobabil că bica s-a întâlnit cu Udrea, a fost mizerabil, domne. Păi suntem oameni, gândiți-vă că un judecător stă pe scară cu un deputat. Ce fac? Nu-și vorbesc? Ce societate Ei au introdus-o și acum plătesc ce au introdus. Și mai avem două. Avem momentul de pe insule unde nici acum nu știu dacă Coldea și-a plătit el și soția și dacă era... Și dacă și-a plătit el, nu e grav? Nu. Eu vreau să știu dacă... Atât un pic. Ca să nu înfloresc, da? Și dacă era singur. La Toscana la fel, dacă el a fost... Dacă a fost sau nu, că nu e clar la Toscana. Păi dacă a fost... Bun. A fost Dâncu, doar. Am o problemă și întreb. De ce nu... ne comunică conducerea SRI, un lucru foarte simplu, ăsta poate fi verificat în jumătate de oră. Și domnul președinte, și doi, și de ce se complace domnul Florian Coldea cu imaginea de general Spăgar? De ce nu reacționează el? De spune, domnule, acum ați fi culmea să intre prin telefon generalul Florian Coldea la noi la emisiune. Sau la alte posturi. E vorba de onoarea lui, domnule, vă spună dânsul că poți să e. Fiecare își decide soarta. Trebuia să reacționeze și cum iese din istorie. Trebuia să reacționeze obligatoriu. Cum? El. Inclusiv recunoscând, da, domnule, am plătit eu, dar eu am plătit masa tot sejurul, că așa ne-am înțeles. Dar de ce nu reacționează? Nu știu. Sau să dea explicația. Domnule, nu eram în spațiu, e că dacă unul cum e Coldea sau Maior sau oricare din adjuncți aterizează în Europa undeva, fiți sigur că serviciul omolog îi asigură protecție și nu știu ce. Însă și el nu știu. Era toată conducerea SRI. Da. Mulțumesc că s-a terminat emisiunea, am pus punct aici. Noi ne revedem mâine de la 8:30. Așteptăm și alte detonări și alte înregistrări le-a anunțat Sebastian Ghiță, poate o să vină, poate nu, oricum așa cum a spus și dumneavoastră și cum am început emisiunea, rușine pentru instituțiile statului că nu reușesc să-l aducă pe fugarul Sebastian Ghiță. Asta e problema și să zero. Facem lumină cu adevărat în toată telenovela asta care a nebunit România. Mulțumesc că ne-ați urmărit, o seară bună, numai bine!